Conducerea Sanitas a hotărât să suspende protestele până săptămâna viitoare, când au primit promisiunile parlamentarilor că Ordonanța 20 va fi modificată astfel încât veniturile lor să crească în medie cu 15%. Astfel, sindicaliștii din sănătate își vor relua activitatea în majoritatea unităților medicale și medico-sociale din țară. La Olt, membrii Sanitas își amânaseră protestul susținut prin semnături pentru mâine. În urma deciziei de la centru, ei nu vor mai intra în grevă. S-a luat decizia la nivel național de suspendare temporară a acțiunilor de protest și mai este încă un lucru, nu știu dacă ați aflat, dar este vorba de instituirea, declanșarea codului roșu de intervenție în caz de cutremur, declarat marți dimineață, care presupune implicarea tuturor unităților medico-sanitare din țară și a personalului medico-sanitar din toate unitățile sanitare din țară. După cum bine știți, pe perioada codului roșu noi nu avem voie să facem grevă. Membrii Sanitas erau nemulțumiți de discrepanța salariară dintre diverse categorii de personal din sistem. Acesta a fost și principalul motiv pentru care ei au decis la începutul lunii trecute să declanșeze conflictul de muncă. Până la începutul săptămânii, când majoritatea colegilor din țară au intrat în grevă generală, ei au apelat la greva japoneză și greva de avertisment.